Obiceiul mărțișorului în prag de primăvară este o secvență dintr-un ritual străvechi de înnoire a timpului. Zilele, săptămânile și lunile anului ce vor veni erau adunate într-un șnur bicolor din lână care se dăruia celor dragi. Șnurul aducea cu el optimismul, speranța și viața, vitalitatea și înțelepciunea, pacea, liniștea și sănătatea. În acest an, proiectul Primăvara în ochii copiilor, aflat la cea de-a noua ediție, și-a propus mărțișorul pentru Levi, iar șnurul roșu-alb al faptelor noastre mici să fie o parte din șnurul zilelor, speranței și vieții. Vă așteptăm pe toți, în număr cât mai mare, să împletim frumosul mărțișor pentru Levi.